După ce a fost prăpăd pe insula Puerto Rico, pe parcursul zilelor trecute, uraganul Fiona nu dă semne că se va opri. Ba furtuna chiar s-a intensificat și mai mult, cu puțin timp înainte de a lovi insulele Bermude. Cu un diametru de aproape 1300 de kilometri și rafale de vânt de 215 km pe oră, uraganul Fiona a crescut cu intensitate după ce a trecut de insula Puerto Rico, astfel că el este acum un uragan de categoria 4, cu doar câteva zile înainte să lovească insulele Bermude. Oamenii din zona au început deja să se pregătească pentru furtună. To get your boat out and put it away and not have to worry about it. În Puerto Rico, autoritățile încearcă acum să refacă infrastructura esențială, precum rețeaua de electricitate și căile de acces. Mai multe poduri au fost rupte de viituri, astfel că unii locuitori au rămas parțial blocați. I just feel trapped because the other way is broken too, so we have to go around. Un milion de oameni au fost lăsați pentru întuneric de uragan. Între timp, o parte a rețelei a fost repusă pe picioare, însă mai mult de jumătate din insulă încă nu are curent. Autoritățile americane au pus acum în discuție de ce rețeaua de electricitate nu a făcut mai bine față, în ciuda unei investiții de 3,2 miliarde de dolari în ultimii 5 ani.